Eliminarea subvențiilor va arunca în aer facturile la căldură, avertizează președintele Comisiei de Industrie și Servicii din Camera Deputaților. Iulian Iancu susține că liberalizarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale cu 4 ani înainte de termen va afecta grav facturile pe care le plătesc români. Pentru anul viitor mai e așteptat un moment critic, și anume eliminarea subvențiilor pentru gigacalorie, ceea ce ar putea să ducă la o creștere consistentă. Din păcate, decizia de liberalizare a prețului la gaze determină ca prim efect această creștere. Ea se constituie acum într-o lovitură de grație dată sistemului de alimentare centralizată cu apă caldă și căldură, în condițiile în care știm bine că sunt anumite categorii de sociale, persoane care nu își pot permite să dea 60, 70, 80, 90 de milioane de lei vechi pe o centrală ca să se pare de, sau să se debranșeze de la un sistem ineficient. România de astăzi arată îngrozitor, adică cu orașe întregi în care vedeți făcute în vara asta coșuri și sobe în case pentru alimentare cu lemne. Când am trecut la liberalizare, trebuia să înțelegem că acesta este un efect în lanț și care, iată, dă o lovitură de grație alimentării cu apă caldă și căldură în România. Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari, este în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, domnule Opaina! Bună ziua! Haideți să vedem puțin ce ar însemna această, ar însemna eliminarea subvențiilor. S-au făcut calcule în redacția noastră. Prețul gigacaloriei, de exemplu, în București, cu subvenție, este de 86,41, fără ar ajunge la 163, adică practic s-ar dubla. Merge mai departe, la Timișoara, fără subvenție, de la 242 ar ajunge la 398. Și în celelalte orașe de asemenea, adică creșteri spectaculoase. Și aș vrea să vă întreb ce impact ar avea asupra oamenilor o astfel de majorare. Ce impact să aibă decât un dezastru social și tehnic deasupra? Adică eu, din câte știu, sunt foarte mulți oameni care abia reușesc să-și plătească factura la căldură deja. Majoritatea populației României, să știți că în mare parte nu se mai încălzesc sau tremură sau se încălzesc cu improvizații sau tot felul de variante de-astea neortodoxe. Deci situația e critică și gravă de foarte mult timp. Acum, probabil că presiunea autorităților locale asupra Parlamentului și Guvernului cu privire la subvenții e atât de mare încât nici ei nu știu ce să mai facă. Dar pe explicația asta cu liberalizarea, că din cauza liberalizării este afectat sistemul de termofricare, este o aberație. Spuneau cei de la economic, colegii mei, că vor exista subvenții pentru săraci și ajutoare sociale din aprilie 2018. De unde ajutoare sociale? Pentru a îi ajuta oarecum să plătească această factură. De unde? Probabil de la guvern. E vorba de miliarde de euro. De unde atâtea ajutoare sociale? Guvernul nu știe cum să scape de ajutoare sociale și alții spun că se dau ajutoare sociale. Domnule Opaina, niște povești de a dormi copiii. Sunt situație foarte gravă, să știți. Prețul gigacaloriei unde ar putea să ducă? Și la creșterea altor... Păi creșterea căldurii, prețului căldurii pe timp de an nu poate duce decât la închiderea căldurii, închiderea sistemelor de termoficare, creșterea numărului de restanțieri, degradarea blocurilor, îmbolnăvirea populației. La asta duce. Nu duce la calitatea vieții nici într-un caz. Eu mă așteptam ca prețul să scadă, pentru că prețul căldurii în România este umflat abuziv. Nu este un preț normal. Bun, ce aveți de gând să faceți? Dacă cumva... Noi, ce să facem? Ce am făcut și până acum? Comentăm, dăm soluții, informații, vorbim. Noi nu avem puterea să facem nimic.